Plătuți. Gătesc. Ce asta? Am aripioare de pui, da. Am multă ceapă roșie. Este foarte important în această perioadă unde, în care sunt, știu eu, multe virusuri care provoacă, știu eu, tot felul de răceli. Să consumăm cât mai multă ceapă. Și să nu dăm sub, mâna. Sub toate formele, dacă se poate, dacă se poate, chiar în forma naturală. Având în vedere că ceapa roșie este foarte gustoasă, este foarte dulce, dă gust oricărei mâncări. Astăzi am să gătesc în stil unguresc. Însă, asta înseamnă un pic picant, înseamnă multă ceapă, mulți cartofi, dar și alte ingrediente. Astăzi am să prepar aripioarele, pe care după ce le spăl foarte bine, le curăț, știu eu, de impuritățile care mai există, am să le opăresc în apă clocotită cu multă sare și zahăr. Însă, pentru că urmează să le bag la cuptor și asta înseamnă că ele se vor carameliza. Nu înainte să le condimentez foarte bine cu usturoi, ghimbir și miere. Evident, nu o să lipsească sarea, piperul și uleiul de măsline. Cât timp aripioarele stau la cuptor, am să prepar garnitura pentru acestea. Așa cum v-am spus la început, multă ceapă, multă ceapă roșie, cartofii pe care îi fierb în coajă, apoi îi tai în feliuțe, trag totul la tigaie împreună cu ciuperci. În momentul când s-a rumenit bine de tot garnitura, am să adaug în tigaie câteva cubulețe de cașcaval, dar și un ou, am să sparg un ou crud, astfel încât va face legătura foarte bine și dacă vreau să fie și un pic picantă, unul sau doi ardei, știu eu, iuți sau chili roșu, ceea ce preferați este ideal. Auzi. Nu uitați însă un pic de, că e foarte important, un pic de boia afumată, pentru că se potrivește foarte bine cu anotimpul de afară. Atenție, pe lângă toate indicațiile lui Vlăduț, ghimbirul ăsta poate să dea un gust spectaculos mâncării sau poate să-l strice. Absolut, depinde foarte mult de cantitatea pe care o pui. Nu puneți ca și cum ați spune, nu știu, ceapă la... Cât să pui din el? La o cantitate foarte mică, porți. Știu eu, de exemplu, la toate arată-ne aceste aripioare care sunt undeva la 2 kg, așa ca și proporție, cam atât ar fi suficient, ar fi suficient. Mai este foarte important ghimbirul împreună cu usturoiul să-l înmuiați un pic în ulei de măsline. Într-o tigaie, în felul acesta, se degajă aromele, uleiul se parfumează și aveți posibilitatea să masați bine de tot aripioarele înainte să le introduceți la cuptor cu această compoziție.